V-ați întors în politică. Stai puțin. Ați participat la conferința de presă a organizației județene unde s-au anunțat candidații pentru primărie și Consiliul Județean. Domnul Făgădău, v-ați întors, vă veți întoarce în politică, de ce sunteți aici? Sărut mâinile, bună ziua! În primul rând vă spun cu onestitate că aș fi preferat ca această conferință de presă să fie la sediul partidului. 1. 2. Am venit aici pentru a îi felicita pe cei doi candidați anunțați astăzi, pe Horia Constantinescu, candidat la funcția de primar, și pe Cătălin Grasa, pe doctorul Cătălin Grasa, pe amicul meu Cătălin Grasa, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Dacă Horia are o fire mai controversată și mai contondentă, Cătălin Grasa este un om despre care nu am auzit pe cineva să vorbească de rău. Este un om care a ajutat dincolo de culoarea politică, dincolo de zona în care locuiește sau, hai să spunem, își desfășoară activitatea cineva. Este un om care a ajutat pe toată lumea. Da, m-am reîntors în politică și îmi voi depune adeziunea în Partidul Social Democrat. Nu pentru a ocupa o funcție politică la nivel local. Nu mă înscriu în nicio competiție internă de partid, adică nu voi candida nici la alegerile de la municipiu, nici la cele de la județ. Nu vreau să fiu pe nicio listă de consilieri locali sau de consilieri județeni. Nu îmi impun o poziție în echipa lui Horia sau în echipa lui Cătălin Grasa. Doamne ferește, nu așa ceva. Eu am venit aici pentru a le transfera din experiența mea, așa cum este ea, cu bune și cu rele, cu realizări, cu erori, cu greșeli pe care le-am făcut, astfel încât ei să poată beneficia de experiența pe care eu am avut-o. Fiecare dintre ei, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă libertatea de a-și face echipa, dar, în mod cert, cei care trebuie să alcătuiască programul de campanie și programul electoral sunt constanțenii. Ori eu știu pe Horia ca un om foarte harnic, matinal. De Cătălin Grasa, ce să vă mai spun, este un om care era zi și noapte în spital, deci este obișnuit să muncească non-stop și sunt convins că ei vor ține cont în primul rând de ce își doresc constanțenii. Decizia politică s-a luat. Meciurile, disputele, gata, trebuie să se oprească. Important este să privim înainte pentru că, vă spun cu certitudine, ca un om care de 3 ani și jumătate zi de zi găsește din ce în ce mai greu drumul către casă, că este nevoie de cineva care să dea o perspectivă, să facă stop, ajunge cu atâtea experimente, ajunge cu atâtea lucruri făcute de mântuială, pe repede înainte, cu hei rup și să vină cu un plan concret. Eu știu că am lăsat o listă de proiecte cu care mă mândresc. Știu că atunci când sunt bune proiectele în ochii constanțenilor și le asumă altcineva, și atunci când sunt proiecte mai incomode sau lucruri pe care ei le-au făcut prost și normal că nu o să le justifice altfel decât arătând cu degetul spre mine, facem așa un bilanț. Proiectele mari cu care astăzi se mândrește Constanța sunt ale lui Făgădău. Bune, proaste, e o certitudine că ele au fost gândite în interesul constanțenilor. Și pentru fiecare din problemele pe care le ridica fiecare proiect, aveam și soluții. Am văzut nu numai că nu au soluții, ci din contră, toate schimbările pe care le-au făcut, și există declarații că au făcut schimbări ale proiectelor, nu au făcut altceva decât să înrăutățească situația noastră. Așa că îmi doresc claritate, consecvență și fermitate atunci când cineva vine și spune într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Domnule Făgădău, cu tot respectul pentru doctorul Grasa, exact cum spuneați, nimeni nu-i poate reproșa nimic. Cine s-a opus totuși tandemului anunțat de Horia Constantinescu și în numele dumneavoastră în o lună de zile, format din Deciba Făgădău, candidat la primărie, și Horia Constantinescu, candidat la Consiliul Județean? Cine a luat decizia să nu fie așa? După cum probabil dumneavoastră, cei din presă, știți, nu știu cât știu cititorii sau telespectatorii, ascultătorii dumneavoastră,
Astăzi a avut loc o ședință la București. A avut loc o ședință în care au contat nu doar cifrele din sondajele de opinie, ci a contat foarte mult vocea organizației municipale exprimată de domnul Ion Dumitrache. Așa că aveți răspunsul în ceea ce v-am spus eu acum. Eu mi-aș fi dorit din tot sufletul să candidez la funcția de primar al municipiului Constanța. Asta era și așteptarea constanțenilor. Asta e și așteptarea constanțenilor. Ca după ce am monopolizat fără voia dumneavoastră întâlnirea din această seară, deși astăzi ne-au fost prezentați candidații după luni de zile de pușbuială. Nu are rost să mai dezvoltăm contextul, situația. Bănuiesc că pozițiile, cel puțin poziția mea în raport cu domnul Dumitrache, este de notorietate, dar lucrurile acestea sunt în trecut. Astăzi s-a luat o decizie politică și important este ce facem, ce puteam să fac. Să stai deoparte și să nu valorific în niciun fel această candidatură a lui Horia sau să îl sprijin. Ce mesaje transmiteți constanțenilor care totuși se așteptau ca dumneavoastră să fiți candidatul pentru primăria Constanța? Și care și-au dorit să candidați. Așteptau anunțul. Așteptau acest anunț. Sunt foarte mulți constanțeni, sau ca să nu folosesc așa vorbe mari și goale. Multă lume mi-a transmis pe stradă, la cumpărături, în viața de zi cu zi, că și-ar dori să candidez la funcția de primar al municipiului Constanța. Așa cum v-am spus, și eu mi-aș fi dorit acest lucru. Dar aveam două opțiuni. Să am o candidatură din partea unui partid serios sau să am o candidatură independent. Dacă aș fi candidat independent, cred că nu aș fi făcut altceva.